Patriarhia Română și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti caută iconari talentați în cadrul concursului național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței, aflat la ediția cu numărul 10. Cele mai bune lucrări vor fi vernisate atât la Patriarhie cât și la Muzeul Satului în luna septembrie. O comisie de specialiști în domeniul picturii bisericești a evaluat astăzi lucrările înscrise în concurs. Concursul național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței, ediția a 10-a, se înscrie între manifestările dedicate anului omagial și comemorativ 2021. Prezenta ediție cuprinde trei secțiuni: icoană pe lemn, pomelnic pe lemn și proiect pentru cruce funerară. Anul acesta s-au înscris în concurs 25 de concurenți, cu un număr total de 32 de lucrări. Prin cele trei secțiuni de anul acesta sunt readuse în atenția publicului teme referitoare la iconografia sfinților români ce au avut misiune creștină în diaspora, precum și importanța, frumusețea și bogăția pomelnicului de ctitorie și a crucii funerare în tradiția vie a bisericii noastre. Se remarcă în ultimii ani o creștere semnificativă a calității lucrărilor, dar parcă această ediție aniversară a concursului ne pune în fața unor lucrări de mare calitate artistică și tehnică prin excelență, poziționându-se astfel ca unul dintre evenimentele de referință în lumea artei ecleziale. Prin maniera de execuție se remarcă faptul că din ce în ce mai mulți artiști iconari apelează la tehnicile tradiționale de pictură și de aurie cu bolus, iar rezultatul muncilor capătă astfel o prețiozitate aparte din punct de vedere estetic al materiei. Evaluarea lucrărilor se face în funcție de încadrarea stilistică, ermeneutica liturgică, calitatea artistică și tehnica de execuție. Comisia a fost formată din 5 pictori, toți cu experiență, așa că ceea ce ne-a bucurat a fost nivelul deosebit al calității lucrărilor care s-au prezentat la concurs. Deci nivelul a crescut, lucrările au fost bune, au avut loc dezbateri în cadrul acestei comisii de evaluare în care s-au argumentat și s-au pus în evidență calitățile și particularitățile stilistice ale fiecărei icoane în parte, mai ales dintre cele care au fost cele mai bune. Ce pot să spun este că concurența între icoanele care ocupă primele locuri a fost foarte strânsă. La fiecare secțiune vor fi premiate câte 3 lucrări. S-au adunat lucrări atât de bune încât pentru noi juri a fost foarte, foarte greu să departajăm lucrările. Toate sunt premiante din punctul nostru de vedere, dar din păcate doar una dintre ele trebuie să câștige. Aici, desigur că a fost o discuție destul de aprinsă, întrucât lucrările care au concurat pentru premiul întâi, ambele sunt, din punctul meu de vedere, câștigătoare ale premiului întâi, dar ele concurează practic pentru două stiluri diferite. Unul mai tradițional, dar în același timp care ia din pictura modernă bolusul și transparențele picturii, iar celălalt mai ascetic, mai liturgic, care se lipsește de strălucirea bolusului, dar rămâne la culorile specifice picturii ascetice mănăstirești. Cele 9 lucrări câștigătoare, împreună cu alte lucrări apreciate în mod deosebit de juriu, vor face parte din expoziția concursului care va fi vernisată la Palatul Patriarhiei în data de 1 septembrie și la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București în 14 septembrie.